Învățământul românesc a suferit o serie de modificări după Revoluția din 1989, din dorința de a fi adaptat și îmbunătățit pentru vremurile și contextul internațional în care se găsește țara noastră. Cu toate acestea, sistemul de educație românesc încă se confruntă cu probleme majore. Analfabetism, o rată crescută a abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii. Poate fi reeducarea părinților o soluție la aceste situații, având în vedere cel mai nou proiect propus de Ministerul Educației Naționale, Strategia Națională de Educație Parentală 2018-2025. Inițial, documentul a fost postat pe site-ul edu.ro în 11 iunie și supus consultării publice până în data de 10 iulie 2018, dar în urma reacțiilor apărute la scurt timp, proiectul a fost retras. În Strategia de Educație Parentală se propune, între altele, regândirea sistemului de valori ale familiilor, sugerându-se că, în domeniul protecției copilului, sunt întâlnite mentalități conservatoare, fără a impune modele unice, considerate ideale. Această strategie are ca fundament abordarea teoretică potrivit căreia familia nu este percepută așa cum o cunoaștem în mod natural, ci ca o constelație de idei, imagini și terminologii, creată și recreată permanent de practicile socioculturale. Mai mult, educația parentală ar trebui să vină în sprijinul respectului pentru diversitate și încurajarea activă a egalității de gen, aria putând fi extinsă în accepțiunea unor convenții internaționale ratificate de România în anii trecuți. Între principiile generale pe care le are în vedere această strategie se află promovarea diversității și înlăturarea stereotipurilor de gen, care influențează trasele de viață diferite ale fetelor și băieților, în acord cu legislația națională antidiscriminare și cu standardele Națiunilor Unite și ale Comisiei Europene în domeniu. Este evidentă necesitatea găsirii unor soluții, dar acestea ar trebui să țină cont de valorile moral-creștine care au stat la baza sistemului educativ românesc. Creștinii din România, indiferent de confesiune, ar trebui să conștientizeze pericolul care planează asupra generațiilor viitoare și să se unească în rugăciune. Alfa.